Bună ziua, dragile! Sunt Cârnați Maria, profesoară de matematică și astăzi vom studia lecția numărul 6 din modulul 2, integrală definită, aplicații ale integralei definite. Deci, pentru început, vom lua seama la următorul mutou. Semnele aritmetice sunt figuri scrise și figuri geometrice, sunt formule desenate. Un citat de David Hilbert. Ceea ce înseamnă că, încă din antichitate, s-a pus problema determinării ariilor unor figuri geometrice, care nu erau mărginite de segmente de dreaptă. Iar pentru a elucida această temă, s-a propus a aplica integrala definită. Astăzi avem o temă interesantă și utilă, iar tema lecției noastre este aplicații ale integrale definite la calcularea arii figurii mărginite de subgraficele a două funcții. Astăzi la lecție vom realiza următoarele obiective. Vom stabili formula de calcul a arii figurii delimitate de graficele a două funcții. Apoi vom examina, în dependență de tipul funcțiilor, cum se modifică formula de calcul a ariei figurii mărginite de graficele funcțiilor studiate. Și vom aplica integrala definită la determinarea ariei figurilor geometrice plane cunoscute. Să începem predarea temei. La lecția anterioară s-a constatat că sensul geometric al integralei definite reprezintă area domeniului plan definită de graficul unei funcții continue și pozitive, f definită pe AB care ia valori din R, de axa absciselor și de dreptele x egal cu A și x egal cu B. De unde cunoaștem că mulțimea punctelor acestui plan se numește subgraficul funcției f și se notează g de f egal cu mulțimea punctelor x, y, care aparțin lui R pătrat, unde x se află între a și b, iar y între 0 și f de x. Astfel, să considerăm funcțiile continue f și g definite pe AB care au valori din R, astfel încât f de x se află între 0 și g de x pentru orice x care aparține lui AB. Atunci, subgraficul funcției f reprezintă mulțimea punctelor planului definită de funcția f, axa absciselor și dreptele x egal cu a și x egal cu b. Respectiv, subgraficul funcției g este mulțimea punctelor planului definită de funcția g, axa absciselor și dreptele x egal cu a și x egal cu b. Ceea ce ne ajută să observăm că mulțimea punctelor planului delimitate de funcțiile f și g și dreptele x egal cu a și x egal cu b, paralele cu axa ordonatelor, are următoarea notație. G, f, g este mulțimea punctelor x, y, unde x este între a și b, iar y între f de x și g de x. Din relația de aflare a arii subgraficului funcției f, respectiv și pentru funcția g, vom remarca faptul că area subgraficului funcției dintre f și g este diferența acestor două arii. Deci, area subgraficului funcției f și g este integrala de la a la b, g de x minus f de x dx. Dacă funcția f este negativă, f de x mai mic ca 0 pentru orice x care aparține la a la b, atunci graficul ei este situat sub axa OX, unde subgraficul ei reprezintă mulțimea punctelor planului situat între graficul funcției f, axa absciselor și dreptele x egal cu a și x egal cu b. Iar graficul funcției opuse, minus f, se va situa deasupra axei OX, deoarece minus f de x este egal cu modulul lui f de x care e mai mare ca 0. Și, respectiv, subgraficul funcției minus f va fi mulțimea punctelor planului situat între graficul funcției minus f, axa absciselor și dreptele x egal cu a și x egal cu b. Observăm că graficele funcțiilor f și minus f sunt simetrice în raport cu axa OX, de unde rezultă că ariile subgraficelor funcțiilor f și minus f sunt egale. Din cele menționate, remarcăm că aria subgraficului minus f este integrala de la a la b minus f de x de x, care este egal cu integrala de la a la b modulului f de x de x.
Deci, integrala de la A la B modulul f dx de x este egal cu minus integrala de la A la B f dx de x pentru area sub graficului funcției negative. Să examinăm cazul în care cel puțin una din cele două funcții este negativă. Spre exemplu, f de x mai mică ca 0, iar g de x mai mare egal ca 0, pentru orice x care aparține intervalului AB. Observăm că mulțimea punctelor planului delimitată de cele două funcții este compusă din mulțimea punctelor planului mărginit de graficul funcției f. Axa abscisilor și dreptele x egal cu a și x egal cu b. Iar al doilea plan reprezintă mulțimea punctelor planului mărginit de graficul funcției g, axa abscisilor, dreptele x egal cu a și x egal cu b. Cum area subgraficului f este egal cu integrala de la a la b modulul f de x de x, care este egal cu minus integrala de la a la b f de x de x, și area subgraficului funcției g este egală cu integrala de la a la b g de x de x, vom obține că area subgraficului funcției acestor două este suma lor, care va fi de fapt integrala de la a la b g de x de x minus integrala de la a la b f de x de x. În concluzie, obținem că area subgraficului funcțiilor dintre f și g este integrala de la a la b g de x minus f de x de x. Dacă se renunță la condiția că f de x să fie mai mic egal ca g de x pentru orice x care aparține de la a la b, atunci area mulțimii plane delimitate de graficele funcțiilor și de dreptele x egal cu a și x egal cu b va fi de următoarea formă. Area subgraficului este egal cu integrala de la a la b modulului f de x minus g de x de x, după cum este reprezentat în desen. Să aflăm acum area figurilor geometrice plane cu ajutorul cărora se poate aplica integrala definită. Avem să determinăm area triunghiului AOB cu vârfurile în punctele O coordonatele 0, 0, A cu AB și B cu AB', unde B' este mai mare ca B. Vom constata că latura AO a triunghiului este graficul funcției f definită pe intervalul de la 0 la a, care ia valori din R, f de x este egal cu b pe a x, iar latura BO este graficul funcției g definită pe intervalul de la 0 la a, care ia valori din R, g de x este egal cu b' supra lui a x. Folosind formula de calculare a ariei sub graficul a două funcții, obținem integrala de la a la b, b supra lui a x minus b' supra lui a x în modul. Explicitând modulul, vom obține integrala de la 0 la a b' supra lui a x minus b supra lui a x dx, deoarece funcția g este mai mare ca f de x, și aflând o primitivă a ei, b' minus a b supra lui a înmulțit cu x la 2 supra lui 2 în limitele 0 a, vom obține rezultatul b' minus b supra lui 2 înmulțit cu a. În următorul exercițiu avem să aflăm area figurii delimitate de dreptele y egal cu 0, y egal cu o treime x, x egal cu 1 și x egal cu 0. Această construcție reprezintă un trapez ABCD cu baza mare BC egal cu 1, baza mică AD egal cu o treime, înălțimea AB egală cu 2. Deci area trapezului, conform formulelor pe care noi le cunoaștem, este 4 treimi, adică aplicăm formula semisuma bazelor înmulțită la înălțime. Iar dacă aflăm area subgraficului funcției f definită pe intervalul 1, 3, care ia valori din R, f de x egal cu o treime x, vom obține că area acestui subgrafic, prin calcularea ariei cu ajutorul integralei definite, integrala de la 1 la 3, o treime x dx, va fi la fel 4 treimi, exact ca și în cazul când am aplicat formulele din geometrie. Astfel, acum
vom determina area discului de rază R, R mai mare ca 0. Astfel, considerăm sistemul de axe ortogonale X, O, Y cu originea în centrul discului dat. Cercul care mărginește acest disc este uniunea graficelor funcțiilor f și g definite pe minus r, r, care iau valori din r mare, f de x este egal cu radical din r pătrat minus x pătrat, semicerc situat în cadranele 1 și 2, și respectiv funcția g de x egal cu minus radical din r pătrat minus x pătrat, semicerc situat în cadranele 3 și 4. Aplicând formula de determinare a arii figurii delimitate de două funcții, vom obține că area acestui disc este integrala de la minus r la r modulul diferenței f de x minus g de x. În rezultat, vom obține 2 integrala de la minus r la r radical din r pătrat minus x pătrat de x. Efectuând schimbarea de variabilă, și anume, vom nota prin x prin r sinus de t, iar dx va fi r cosinus de t, limitele de integrare fiind deja minus pi supra lui 2, pi supra lui 2, vom obține integrala. 2 integrala de la minus pi pi 2 până la pi supra lui 2, radical din r pătrat minus r pătrat sinus pătrat de t, înmulțit cu r cosinus de t de t. Efectuând calculele cunoscute și simplificările corespunzătoare, vom obține 2r pătrat integrală de la minus pi pi 2 până la pi pi 2 cosinus pătrat de t de t, care, aplicând formulele trigonometrice studiate, în loc de cosinus pătrat de t vom scrie 1 plus cosinus de 2t de t, o primitivă a acesteia fiind r pătrat pe lângă t plus sinus de 2t supra lui 2, în limitele minus pi pi 2 pi supra lui 2. Și vom obține r pătrat pi, ceea ce de fapt reprezintă area discului din formulele din geometrie studiate anterior. În următorul exercițiu vom aplica proprietățile integralelor definite la determinarea arii suprafețelor cuprinse între graficele funcțiilor f și g definite pe 0, 2, care au valori din R, f de x egal cu x pătrat, g de x egal cu 2. Pentru a afla coordonatele punctelor de intersecție a acestor grafice, și vom rezolva sistemul de ecuații y egal cu x pătrat, y egal cu 2, în care vom obține punctul cu coordonatele radical din 2 și 2. Astfel am obținut suprafața din două părți și din formula area subgraficului delimitat între două funcții f și g, vom obține că area acestui subgrafic este integrala de la 0 la 2, f de x minus g de x în modul, care de fapt reprezintă suma a două integrale, și anume integrala de la 0 la radical din 2, 2 minus x pătrat de x, plus integrala de la radical din 2 la 2, x pătrat minus 2 de x. O primitivă a primei integrale este 2x minus x la cub supra lui 3, în limitele 0 radical din 2, și pentru a doua integrală, primitiva este x la 3 supra lui 3 minus 2x în limitele radical din 2, 2. Iar rezultatul va fi 4 treimi pe lângă 2 radical din 2 minus 1. În următorul exercițiu, la fel, vom aplica proprietățile integralelor definite la determinarea arii suprafeții cuprinse între graficele funcțiilor f și g, definite pe 0, 2, care au valori din R, f de x fiind x la 2 minus 3x plus 2, iar g de x, x la 3 minus x la 2 plus x minus 1. Pentru a afla coordonatele punctelor de intersecție a acestor grafice și f și g, vom rezolva sistemul y egal cu x pătrat minus 3x plus 2, y egal cu x la 3 minus x la 2 plus x minus 1, unde vom obține punctul M cu coordonatele 1, 0. Observăm că pe intervalul 0, 1 f de x este mai mare ca g de x, iar pe intervalul 1, 2 f de x este mai mic ca g de x, astfel am obținut din două suprafața noastră din două părți. Și din formula de aflare a arii planului suprafeții cuprinse între două funcții, vom obține că area desenului reprezentată în această pagină va fi integrala de la 0 la 1, x la 2 minus 3x plus 2, minus, altă paranteză, x la 3 minus x la 2 plus x minus 1, adică f de x minus g de x,
plus integrala de la 1 la 2, deja g de x minus f de x, deoarece g de x pe acest interval este mai mare ca f de x. Și efectuând calculele corespunzătoare, reducând termenii asemenea, vom obține pentru prima integrală o primitivă de formă 2 treimi x la puterea 3 minus x la puterea 4 supra lui 4 minus 2x la puterea 2 plus 3x în limitele 0, 1. Iar pentru a doua integrală vom obține următoarea primitivă. Minus x la puterea a 3 înmulțit cu 2 treimi plus x la puterea 4 supra lui 4 plus 2x la puterea a 2 minus 3x în limitele 1, 2. Pentru care vom obține următoarele rezultate aplicând formula Newton-Leibniz și rezultatul final este 7 doimi. Astăzi, dragii mei, am studiat lecția numărul 6 din modulul Integrala definită, aplicații ale integralei definite. Să recapitulăm această lecție. Am stabilit formula de calcul a arii figurii delimitate de graficele a două funcții, am examinat în dependență de tipul funcțiilor cum se modifică formula de calcul a arii figurii mărginite de graficele funcțiilor studiate și am aplicat integrala definită la determinarea arii figurilor geometrice plane cunoscute. Vă urez mult succes și vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem data viitoare la o nouă lecție de matematică.